Salutare, curioși, și bine v-am regăsit la un nou episod. Știu că vin sărbătorile. Ce zici, mă? Și de aceea m-am gândit să vă vorbesc azi despre câteva alimente pentru un creier sănătos. Băi, știu că ai zis asta ca să ai și titlul clipului spus, dar pe bune? Bine, hai că reformulez. Azi voi vorbi despre alimentele care ajută la menținerea creierului sănătos. E bine așa? Ți-am zis, mă, că te prind. Revenind, băgați un subscribe, like și dați mai departe la cunoscuți să aibă și ei creierul sănătos ca și voi. Nu țineți doar pentru voi. Dar de ce să nu țin doar pentru mine, unu? Care-i treaba? Bine, domne, rămâi chitros așa, scuză-mă, eu-s mai darnic, n-am zis să împărțim și cu alții. Da, da, nu se vede, un. Eu cred că prietenii tăi-s de altă părere. Dacă ai examene de dat, mult de studiat sau desfășori o muncă intelectuală solicitantă în cazul în care nu ești șomer, e momentul să dai o mână de ajutor organismului tău oferindu-i o alimentație potrivită pentru un creier sănătos. Principiul e unul simplu. Alimentele bogate în substanțe care au efecte neuroprotectoare și care îmbunătățesc circulația impulsului nervos. Acizii grași omega-3. Aceștia domină incontestabil lista acestor substanțe, dar există și antioxidanți specifici care ajută sistemul nervos să se mențină în formă și să contracareze apariția bolilor. Uleiul vegetal. Vitamina E din uleiurile vegetale acționează ca un puternic antioxidant pentru neuroni și nervi în general. Nuci, alune, migdale și semințe. Ele sunt foarte importante pentru creier pentru că îl protejează pe acesta de acțiunea radicalilor liberi. Nucile sunt surse bune de omega-3 și conțin și vitamina E, un nutrient esențial pentru prevenirea demenței senile. Ouă. Un ou oferă organismului doze bune de colină, un micronutrient solubil în apă, asimilabil grupului de vitamine B. Corpul absorbe colina sub formă de acetilcolină, un neurotransmițător important care ajută la sănătatea mnemonică. Da, da, am văzut și eu ăla, Johnny Mnemonic. A fost super tare. What? 4. Afine. Considerate un superaliment, ele sunt capabile să protejeze creierul de diferite tipuri de stres oxidativ și de procesele de îmbătrânire neuronală legate și ele de dezvoltarea bolii Alzheimer. Vin și ceai verde. În ambele există un antioxidant numit EGCG, galat de epigalocatechină. Ce-i zis, mă? Această catechină antioxidantă și antiinflamatoare este în măsură să prevină deteriorarea creierului cauzată de proteinele beta-amiloide, ce pot crea plăci senile pe materia cenușie. 6. Avocado. Bogat în acizi grași, monosaturați, magneziu și potasiu, ajută creierul să rămână activ, plus că ajută la combaterea hipertensiunii. Peștele. Este alimentul care conține cantitatea cea mai mare de omega-3. Acești acizi grași ajută creierul să rămână tânăr și receptiv, au o acțiune antiinflamatoare puternică și reduc nivelul de colesterol rău. Ciocolata neagră. Preparată din boabe de cacao, care sunt în măsură să limiteze riscul apariției afecțiunilor degenerative, conține o cantitate mai mare de cacao din care se păstrează toate principiile antioxidante. Kiwi. Previne stresul oxidativ, despre care se crede că este printre principalele cauze ale morții celulare și debutul bolilor grave precum cancerul, Alzheimer și Parkinson. Gata pentru astăzi, că nu vreau să am și eu nevoie de niște ciocolată neagră sau cafea. Presimt că o să vreau totuși un pahar de vin. Totuși, dacă ai și alte alimente care crezi că sunt folositoare și nu le-am menționat, le poți adăuga în comentarii aici jos. Până atunci, te invit la vizionarea altor clipuri de pe canal, să-mi lași un like, coment, cu bune sau rele și să te abonezi pentru a fi la curent cu tot contentul meu. Rămâi curios!